evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 9 și 30 de minute la intersecția străzilor Ferdinand cu șoseaua Mihai Bravo. Din primele informații, se pare că un autoturism ce aparține administrației penitenciarelor a pătruns în intersecție, acroșând un alt autoturism marca Ford ce se deplasa pe șoseaua Mihai Bravo. În acel autoturism se aflau 4 persoane, 2 minori și 2 adulți. În urma evenimentului rutier au fost răniți cei doi ușor. Cei doi copii în vârstă de 3 și 5 ani și de asemenea și mama acestora care se afla pe locul din față dreapta. Aceasta se pare că prezenta rând la nivelul piciorului drept, dar era conștientă și colabora cu medicii de pe ambulanța SMUR. Din mașina administrației penitenciarilor nu a fost prezentă nicio persoană. S-a aflat doar un conducător auto și un câine de serviciu, un labrador, care de asemenea și acesta era în stare vizibilă bună, nu prezenta răni. Iar în acest moment se efectuează cercetarea la fața locului. Tramvaile au fost de pe linia 14 și au reluat activitatea, întrucât traficul acestora a fost restricționat pentru 30 de minute. Iar în urma cercetării la fața locului și audierii persoanelor implicate, se va stabili cauza și vinovăția părților implicate, întrucât sunt declarații contradictorii ale martorilor, iar se pare că acest autoturism se pare că se dorea să circule în regim prioritar, iar pentru acest lucru trebuia să aibă pus în funcțiune atât sistemul luminos cât și cel acustic. Martorii spun că acest șofer avea pus în funcțiune doar sistemul luminos. Primele informații reiese, practic, ar fi vinovat șoferul autospecial al Administrației Naționale a Penitenciarelor, corect? Nu pot să mă pronunț cu privire la vinovăție în acest moment, pentru că, v-am spus, se efectuează cercetarea la fața locului, se audiază martorii oculari, de asemenea și părțile implicate vor fi audiate. Tatăl copilor, șoferul, s-a deplasat la Spitalul Grigore Alexandru împreună cu copiii. Aceștia nu erau răniți, nu prezentau urme vizibile, însă erau speriați, după cum este normal, după un asemenea eveniment rutier și s-au dus la spital pentru a face investigații medicale. Ulterior vor fi audiate și părțile implicate. Conducătorul autoutilitar este prezent la fața locului, nu prezintă răni grave, doar escoriații la nivelul mâinii. Ulterior, în urma anchetei penale, se va stabili și vinovăția, întrucât vorbim de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar supravegherea penală se face de către procurorul de caz.